Nu văd problema în Plohotniuc, Filat și alții. Eu văd în noi, moldovenii. Noi ne lăudăm că suntem frumoși, deștepți, muncitori. Lucrurile nu sunt chiar așa. Am spus că mai degrabă noi suntem din categoria celor care așteaptă cineva să le pună becul ca noi seara să-l furăm. Trebuie să ne, noi singuri să ne schimbăm, să încercăm această, știu, un exercițiu colectiv psihologic de a ne schimba pe noi. Pentru că oricine din țara asta, cel mai puternic și așa mai departe, se teme de un singur lucru, de furcile poporului. Eu, spre exemplu, eram foarte interesat care erau reacțiile oamenilor când se strigau de zeci de mii de oameni în piață numele